Salutare la toată lumea, bine v-am găsit jur la un Q&A aici, vă băieți, v-am pus un status acolo la comunitate pe YouTube, dacă nu știți ce e acolo, uitați-vă și voi pe acolo că mai postez chestii din când în când. Da, deci v-am pus acolo un status să-mi puneți întrebări retardate pentru Q&A și am făcut mare greșeală că am zis retardate, pentru că da, chiar au fost întrebări destul de retardate. Și eu trebuie să mă ridic să mă duc până la calculator, în fine, deci o să slăbesc, cred că 10 kg în video ăsta, de cap, și o să trebuie să dau vreo 30 de drumuri până la calculator sau câte întrebări am selectat, mă rog. Hai să începem cu prima întrebare care mi-o adresează gamerul 77. O să faci colaboruri cu alți youtuberi mai mari decât 3 milioane, cred că 3 milioane a scris, nu? Da, 3 milioane a scris. Am numărat zerurile așa de retardată. Bă, probabil nu o să fac colaburi, mai ales cu youtuberi de 3 milioane, pentru că aș vrea să-mi cresc canalul singur, adică să nu colaborez, și pentru că din colaburi cu youtuber mult mai mare decât tine, practic nu crești pe munca ta neapărat, pur și simplu crești că te-a promovat youtuberul ăla mai mare, și eu vreau să cresc pe munca mea, frate. Deci probabil nu o să fac în viitorul apropiat colaburi. Trebuie să trecem la următoarea întrebare, așa că o să mă ridic și o să mă duc acolo. Ai de capul meu. Ok, alte aici un set de întrebări avem aici de la domnul Zalucas69. 1. Prima întrebare. Crezi că vei ajunge la 100.000 de abonați în anul 2019? Probabil nu o să ajung la 100.000 de abonați niciodată, dar mă rog. Să sperăm că o să ajung cât mai curând. De ce te-ai apucat de YouTube? Bă, nu știu exact de ce m-am apucat de YouTube. Adică am văzut la mulți alții și am vrut și eu să fac, dar nu mă gândeam niciodată că o să ajung la 26.000 de abonați aproape. Adică nu mă gândeam că unul așa ca mine, uitați-vă la mine doar, o să ajungă la 26.000 de abonați aproape, dar na, pui mie, m-am apucat pentru că tot timpul când eram mic îmi plăcea să se uite lumea la mine, de exemplu, chemam pe maica mea și o puneam ore în șir să se uite la mine cum mă joc pe calculator, în pui mie, și când am descoperit YouTube, adică prin 2012, bine, eu am stat un an și m-am uitat pe YouTube, după aia m-am apucat. Prin 2013 m-am apucat de YouTube și am făcut pur și simplu că îmi plăcea să se uite lumea la mine cum mă joc. Mare greșeală. Ce au zis părinții tăi când ți-ai făcut un asemenea upgrade la PC? Bă, n-au zis nimic, frate, pur și simplu am vorbit cu tatăl meu. Și tatăl meu a vorbit cu un prieten de-a lui și mi-a făcut PC-ul, adică nu au zis: cum adică să dai atâția bani pe un calculator? Mare greșeală! Nu, frate, nu. Nu au zis nimic, mai ales că o mare parte din banii de pe PC au fost și ai mei, adică și-am contribuit și sunt mândru de chestia asta. Și în viitorul apropiat vreau să-mi iau cât mai multe lucruri singur. Adică, cred că cel mai scump lucru pe care o să pot să-mi iau să fie o pungă de chipsuri, de partea a doua. Da. Pie, succes cu YouTube-ul, mersi, frate. Deci uitați-vă pentru ce întrebare m-am ridicat eu în puii mei să... M-am dus un metru și ceva până la calculator, deci pentru întrebarea asta m-am ridicat. Dacă 3 copii au 3 mame și 2, dați ce culoare are ursul? Deci pentru întrebarea asta m-am ridicat eu și m-am dus un metru jumate până la calculator și am dat pe săgeata aia și m-am întors înapoi. Vreau alea 10 secunde din viață înapoi, bă. O întrebare de la Simple Good. A înjurat vreodată un profesor și el a auzit? Bă, da, dar nu l-am înjurat, adică să-i zic futu-ți morții mătii de copil la... Nu, stai, mă, nu l-am înjurat așa pur și simplu în față, dar eram o dată foarte nervos, FMM Luca, deci un coleg de bancă m-a enervat foarte mult și în ora de civică, bine, adevărul e că cea mai interesantă oră ever, ia profa tot mă muta, eu vorbeam cu colegul de bancă, știi? Și nu mai știu o dată, eram foarte nervos și nu mai știu ce exact ce am zis. Ba nu, mă, dar nu am jurat-o în față, genii, am zis la colegul de bancă, uite ce prost e asta, și m-a auzit. Cât să fie, grea viața, bă. Dar nu mi-a făcut nimic, adică n-a fost. Mulțumesc, doamna profesoră de civică, că m-ați încheiat cu media 5 în... O întrebare din partea lui Geo! Mai faci rage hacking? Bă, nu mai vreau să fac chestia asta cu hacking, am zis de foarte multe ori și da, pur și simplu m-am plictisit, frate, nu mai am chef să stau să... Numai nu mi se mai pare CS-ul funny, nu mi se mai pare jocurile funny cu hack-uri, știi? Mi s-a părut la un moment dat funny, că na, că e bapte toți, că se oftică calea, dar după aia nu mi s-a mai părut deloc funny. Câți ani ai? 14 ani, frate, fac pe 10 august 15. Ok, o întrebare din partea lui Gaming Buff. Ce medie ți-a ieșit la școală? Bă, dacă te referi la media generală, gen din clasele 5-8, mi-a ieșit 7-25, da, destul de puțin, destul de foarte puțin, dar eu am fost gen copilul ăla care învăța până în clasa 5-a, mă rog, până în clasa 4-a, 1-4 am învățat destul de bine, adică am avut FB cu steluță, mă rog, din când în când aveam și un B și de alea, dar am învățat destul de bine, până în clasa 4 am învățat destul de bine. Și în clasa 5-a, în primul semestru, aveam, știu că am început cu 10 și chestii de astea, și dar după aia, na, uimii, cred că cea mai mare medie... Cred că cea mai mare media mea, gen generală, cred că a fost în clasa 5-a. A fost 9 și ceva, sau nu mai știu exact, dar după aia, cap, sub 8, toate. Da, pentru pur și simplu n-am stat să... Ce sub 8, mă? A fost 9... 9 a fost, mă? Sau 8, 80, mă?
Nu mai știu, oricum, nu mă interesează chestiile astea, pentru că oricum nu o să mă aștept cu nimic în viață, să am media generală în clasă, nu știu cât, știi. Păi nu mă interesează să mă duc la un liceu cât de cât ok, să-mi fac prieteni acolo, colegi, chestii. Nu mă interesează să mă duc la cel mai bun liceu și să ajung același lucru cum ajung la un liceu de nota 6-7, știi, nu mă interesează chestia asta. Hai să schimbăm întrebare. Altă întrebare pentru care m-am ridicat din pat degeaba. Ai de cap nu ce tare e viața. O întrebare din partea lui Justin Ionaș. Care este diferența dintre un pui de pisică și un pui de motan? Eu sunt retardat de obicei și știu că dau răspunsuri foarte retardate la întrebări, dar eu, adică, pisica nu e tot un, adică, hai că nu știu cum să vă explic și mai retardat, bă. Adică, pisica nu e cum ar veni, gen, se împerechează cu motanul? Adică, pisica plus motan egal, așa? Stai, nu știu, așa? Nu e așa? Sau pisica și motanul sunt total, ceva total diferit? Bă, eu sunt retardat, o să-mi bat piciorul, bă. Bă, corectați-mă în comentarii, vă rog, că sunt retardat, mă. Adică bunica mi are o pisică sau motan sau ce are. Bă, motan e diferit, mă. Bă, nu-s diferit, mai grași așa, dar nu-s diferit. Bă, eu sunt retardat, hai trece peste întrebarea asta. Ai, n-ai fost corigent la vreo materie. Bă, frate, da, din partea lui Petrica Ro, am uitat să menționez. Da, am fost corigent la fizică în clasa 8, adică fix acum în ultimul an am fost corigent. Până atunci n-am fost deloc corigent. Da, fix acum în clasa 8 m-a lăsat corigent pe primul semestru, nu pe gen pe tot anul, pe doar pe primul semestru. M-a lăsat corigent la fizică și după aia în al doilea an, fix în ultima zi de școală, deci fix în ultima zi m-am pus să învăț și mi-au dat un 9. Și m-a trecut, gen, mai trebuia un 9 să... Deci, gândiți-vă ce retardat -s. Deci pe mine m-a lăsat corigent pe primul semestru și în al doilea semestru n-am învățat absolut deloc, până în ultima oră, când am învățat și eu două lecții și mi-a dat acolo un 9 să mă treacă. Na, cât să fiu, n-ai cât să fiu. Doamne, și trebuie să mă ridic din nou. Ai de capul meu. Întrebare de la Giuliano 2005. Ce ai face dacă ai afla, dacă ai află că pământul este de fapt un dinozaur? De cap, mă, cu ei, de ce n-ai? Bă, de ce am ales să fac Q&A-ul ăsta? Când puteam dracu să donatez un joc de pe net ca săraci, că nu le cumpăr de pe Steam oricum, și să fac un video acolo, salutare, tot așa, un video de 15 minute și gata. Doamne, de... Bă, tu ce ai face, bă, Giuliano? Răspunde-mi în comentarii la video ăsta și ți-l fixez, frate. Ți-l pun acolo, gen, primul comentariu. Dacă îmi răspunzi la întrebarea asta, tu în comentarii ce ai face dacă ai aflat chestia asta. O întrebare din partea lui Z. Cristi! Când faci face reveal? Niciodată, frate, nu m-am gândit să fac chestia asta până acum. O întrebare din partea lui FBS Fabi. Primul X, a pus în paranteză primul. Bă, deci ce rezolvați dacă puneți găsiți primii la videoclip? Oricum nu citiți comentariile de genul, doar le dau inima, adică bine, le citiți că n-am, mă rog, ați primit voi. Mă interesează cine e primul și cine e ultimul la video. Ce au zis părinții tăi când te-ai apucat de YouTube? Bă, știu, vă explic acum, fac aici mare story time, fraților, când m-am apucat eu de YouTube, în 14 septembrie 2013, eram la bunici, gen, eram la bunici care stă aici în oraș cu noi. Și m-am dus la taică meu, gen, după ce am văzut multe videouri și chestii de astea și l-am întrebat, tata, pot să mă apuc și eu de YouTube? Mare greșeală. Și el a zis, nu știu, m-a întrebat, nu mai știu exact, acum 4 ani sunt la chestia asta, aproape 5. Nu mai știu ce mi-a zis, până la urmă m-a lăsat să mă apuc, dar a zis să nu pun nume real și chestii de astea. Tipic părinților care s-au născut înainte de 1989, știți la ce mă refer, ca să nu zic cuvântul să... așa. Da, până la urmă, prin 2013, 14 septembrie, mi se pare, cred că așa, sper să nu greșesc, m-am apucat de YouTube. A fost primul meu videoclip cu Samp, pentru că atunci jucam foarte mult Samp. O întrebare din partea lui George Games. De cât timp faci YouTube? Fac YouTube de aproape 5 ani, frate, acum septembrie, 14 septembrie, se împlinesc 5 ani de YouTube. O să dau o mare party, glumesc, nu o să fac absolut nimica. Da, deci de 5 ani fac YouTube, frate, de aproape 5 ani. O întrebare din partea lui Bogdan Vlăduț. Ești retardat? Bă, frate, cred că dacă te uiți la două videoclipuri de pe canalul meu, o să poți să-ți dai seama dacă sunt sau nu. O întrebare din partea lui Denis și Alex. Care dintre voi mi-a spus întrebarea? Denis sau Alex? Oh, ce dracu greșit cu mine. Ce o să faci în vara asta? Bă, probabil o să-mi continui faza asta, o să-mi continui contentul cu canalul. O să încerc să-mi îmbunătățesc calitatea video și audio, adică o să încerc să-mi cumpăr în pui mie un microfon sau o lavarieră sau morții măsii să nu mai filmez în pui mie cu microfonul de la telefon. Și o să văd, încerc să-mi îmbunătățesc conținutul la YouTube și o să încerc să mă sinucid în puii mei. Să mor tu ca să iei ultima întrebare. Băi, ești prost? Nu, băieți, sper că v-a plăcut acest Q&A. Nu știu cât o să iasă la montaj.
Eu aici am filmat 17 minute, sper că a ieșit destul de mult, sper că v-a plăcut. Dacă mi-aveți episoarele genul în continuare, dați și voi acolo un like, să strângem 50 de miliarde de catrăleane de like-uri și noi ne vedem data viitoare. Salut!